Constantinescu este vizat în două noi dosare penale. Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța a fost chemat la DNA. Care sunt motivele? Ne spune colega mea Cătălina Smereca. Bună dimineața, Cătălina! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Este vorba despre două dosare. Într-unul dintre ele îi se va aduce la cunoștință faptul că este acuzat de abuz în serviciu. Asta după ce, printr-o hotărâre a Consiliului Județean, a acordat subvenții sub pretextul că va acoperi deficitul regiei autonome de drumuri și poduri. Astfel a fost provocată o pagubă la Consiliul Local de 21 de milioane de lei. Din moment în moment, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța va fi adus aici la DNA Constanța, serviciul teritorial, de la penitenciarul Poarta Albă, acolo unde este de aproape 3 ani. Asta după ce știm că a fost acuzat de subfinanțarea centrului militar zonal. Practic, este prima condamnare a sa, aceasta prin care a subfinanțat centrul militar zonal. Mai mult decât atât, a fost în acest caz făcut și un prejudiciu. Să nu uităm faptul că mai are o condamnare recentă venită în dosarul retrocedărilor ilegale din Mamaia. Iată așadar, toată această situație nu se termină pentru Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța. Despre toată această situație care, iată, a ajuns astăzi la DNA, Nicușor Constantinescu spune că, de fapt, este un nou abuz făcut asupra sa de către procurorii DNA. Mulțumesc foarte mult!